Salutare la toată lumea și bine v-am regăsit la un tutorial după foarte, foarte mult timp, scurt ca de obicei, nu vă rețin mult. În tutorialul de azi o să vorbim despre cum puteți să vă puneți pe Rage MP să vorbiți de pe mouse, da? Simplu, nu nimic complicat. Intrăm pe Google, da? Frumos, hopa, să nu se vadă vreun por... Facem X mouse, da? Scriem X mouse frumos și dăm pe primul link de aici, da? De pe High Resolution Enterprises. Intrăm aici frumos și dăm pe download aici, avem secțiunea de download și dăm pe latest version. După care o să ne se descarce acest programel, îl instalăm la fel ca orice alt program, după care îl deschidem, o să-l aveți minimizat aici. Și voi singura chestie pe care o să trebuiască să o faceți este să dați aici un add, când aveți Rage-ul pornit sau nu, căutați Rage-ul după ce l-aveți pornit, da? După ce aveți pornit Rage-ul, căutați aici, îi dați add și o să aveți de făcut următoarele lucruri. Pe mouse button 4 sau 5, adică 4 fiind butonașul de sus din partea stânga a mouse-ului și mouse button 5 fiind butonul de jos din partea stânga, da? Vă alegeți voi pe care buton vreți să puneți și selectați Simulated Keys During N. Foarte simplu, dar înainte să faceți asta, din joc trebuie să vă puneți voice-ul din setările de la Rage, de pe server, apăsați tasta M, setări, key binding-uri și vă duceți la voice chat și vă selectați tasta N ca să vorbesc de pe tasta N. După care intrați în programel, selectați ce v-am arătat eu aici și totul o să meargă perfect. Programul vă pornește odată cu Windows-ul, adică în momentul în care porniți calculatorul și gata. N-aveți nevoie de programe, nu știu de care, Logitech G-Hub, dacă aveți mouse de la Logitech, foarte bine. Tutorialul ăsta e mai mult pentru cei care au mouse-uri din astea mai no-name, să le zic așa, și care poate au nevoie. Sau poate sunt unii dintre voi, cum am auzit în repetate rânduri, că nu pot să-și instaleze Logitech G-Hub-ul sau celelalte software-uri pentru perifericele lor. Cam asta a fost, dragilor. Spor la treabă să aveți și ne vedem pe live-uri. Ciuspa!